Să vedeți că, practic, posturile sunt integrate din această perspectivă. În ce mod ele produc această încetare a fluctuației mentale? Cum ar putea corpul fizic să producă acea stare specifică care să-i ofere minții o altă condiție, astfel încât ea să nu ne agite și chiar să rămână tăcută pentru a face loc apariției a ceea ce dintotdeauna a existat, și anume conștiința sinelui. Și vă spuneam, conștiința martor, relaxare, imobilitate corporală, da? Atenția aceea deschisă, dar detașată, spre a sesiza din starea de martor ceea ce se produce în ființa noastră. Dar nu implicat și nu trăgând de energie și nu fortificând iarăși mentalul și imaginația. Deci nu avem de a face în yoga cu imaginație și cu un mental din acesta paroxistic, ca și cum vreau să agăț, să prind o energie, să o lucrez cu ea, să fac ceva cu ea acum. Nu, am făcut. Această idee de a face yoga nu este real. În yoga adevărată nu se face. Yoga este. Deci, întotdeauna yoga este prin starea de a fi. Tu ești yoga. Tu ești în unitate. Tu ești în comune cu sine. Nu ai nimic de făcut. Doar să te plasezi în condiția corectă pentru a înțelege că dintotdeauna ai fost această realitate. Mulți oameni consideră că a face yoga duce undeva și sunt plini de așteptări. Dacă fac eu 10 ani de yoga, o să ajung acolo. Dacă mă duc eu la biserică și fac 10.000 de mătăni, dacă fac eu de 10.000 de ori rozariu, dacă fac eu 3, 4, 5.000 de ore de laya yoga sau așa, voi ajunge. Ei nu înțeleg un lucru foarte simplu. Că atunci când ești plin de așteptări și când faci un lucru pentru că trebuie să ajungi în viitor undeva, te menții într-o separare continuă. Acest gen de atitudine nu produce cuplajul acum în momentul prezent cu propria ta ființă, ci creează o perspectivă a unui viitor care în mod categoric antrenează o contracție față de tot ceea ce s-ar putea interpune ca să nu ajungi acolo. Deci trăiești încă în ființa aceasta egotică, care vrea, care se implică, care zice, dacă aș face asta, aș putea obține elaltă, exact cum face în viața obișnuită. În yoga nu se pune așa problema. În yoga, practic, nu este ceva de făcut, ci se pune problema unei stări de a fi, indiferent că este vorba de o postură, de o tehnică, de pranayama, care țintește către subiect, nu către un obiect virtual care va fi atins undeva ca țintă în viitor. Deci, un liviu din viitor care va fi eliberat, urmarea atingerii unor stări care, sigur, vor fi atinse dacă acum el face ceva. Deci, nu. Asana se face acum în prezent, liviul este acum în prezent, atent, conștient, împăcat, tăcut și trăiește starea de a fi. Din ce în ce mai mult în vecinătatea acelui punct în care are certitudinea pură existență, fără trecut, fără viitor, el este pur și simplu, necondiționat, acum, în prezent. Este un martor al faptului că corpul, prin încremenirea sa, duce la o nemișcare a minții, sesizează această legătură în mod înțelept, este detașat și zice, dacă corpul, prin nemișcarea lui, prin relaxarea lui, duce la o nemișcare, o relaxare a minții, voi continua să fac posturi în această atitudine pentru că mă ajută să rămân dincolo de mine. Într-o zi, poate, făcând o anumită postură într-o astfel de stare, o lungește mai mult timp și se sizează că a rămas fără gânduri 10 minute. Și se bucură. Iată, el este în yoga. El se folosește de un suport al unei posturi meditative de gen Sukhasana, Vajrasana, Padmasana, dar el nu face acea postură. El este. El este arhetipul ființei yoga. În unitate, aflată în unitate. Aici trebuie ajuns. Și vă spun, este valabil
cu totul, pentru că din această perspectivă a tradiției unității, advaita, a non-dualității, practic fiecare moment, fiecare trăire a oricărui moment existențial ar trebui să cupleze către ființă, să ne unifice mai mult, să trezească acea conștiință martor. Nu să fim antrenați prin minte de jocul obiectelor și al percepțiilor exterioare, așa cum se întâmplă de obicei. Noi când facem mâncare, fraților, amintiți-vă, când facem mâncare, ați văzut, luăm, mergem, exteriorizăm, cumpărăm, pentru a cumpăra, trebuie să facem rost de bani și noi tot timpul facem ceva, ajungem să facem mâncare. Dar în esență, noi avem deja tot ceea ce ne trebuie. Noi ar trebui ca prin actele care acceptăm să le mai facem, să se producă mereu contactul cu această realitate care nu este niciodată flămândă. Ori dacă noi fortificăm mereu existența noastră bazată numai pe susținerea corpului fizic care își are necesitățile lui, noi uităm și scăpăm din vedere faptul că ființa reală nu are nevoie de nimic din ceea ce aduce planul fizic, în ultimă instanță. Haideți din când în când, măcar 5 minute pe zi, să medităm asupra non-condiționării ființei reale. Pentru că altfel o să fim mereu dominați de instinctele pe care corpul le aduce în față, care, deci tendințele sale de a se nutri, de a-și conserva, nu, esența vitală. Deci noi vom continua să mâncăm chiar și din ce în ce mai puși, din ce în ce mai curat și vom întreține acest corp și vom da că el este templul sufletului și găsim tot felul de formule pentru a-l face ca el să fie din ce în ce mai elevat. Dar atenție, până la urmă și toți marii maeștri au acceptat pentru a sugera aceasta intimitatea cu suferința fizică. Au trăit în... Credeți că întâmplător au acceptat ei să rămână cu cancerul pe ei în prezența acelor discipoli, știind foarte clar ce mentalitate au oamenii, spunând, pe ce ăsta e maestru? Dar nu le-a apăsat. Și știi de ce nu le-a apăsat? Pentru că ei realmente nu trăiau în condiția fizică. Nu spun că nu este rău să te ocupi de corpul fizic, dar atenție! Corpul fizic este corpul fizic, da? Încetați să spuneți, cum vă rugam și la seminar, îmi este foame, trebuie să mănânc, dar trebuie, știu că trebuie să mănânc ceva pur, ca să mă purific eu pe mine. Deci este o fortificare iarăși subtilă a ființei egotice, care are ceva de făcut cu corpul ei, care în continuare îl vede ca o condiție de separare față de ființa reală. Atâta timp cât corpul fizic este impur, evident, balastul acesta nu are cum să mă ajute să ating eu stările sublime, vaporoase, eterate, celeste ale conștiinței sine. Iată un model de analiză în care foarte mulți căutători spirituali se complac. Și atunci ei n-au cum să reușească să se apropie foarte autentic, profund de această realitate a sine. Pentru că ei întotdeauna vor avea de purificat ceva, de înălțat ceva, de curățat ceva, de contactat ceva. Da? Ei trebuie lângă momentul prezent, care este singura realitate concretă. Ființa conștientă, aici, acum, trăind pur și simplu conștient. Aceasta este tot ceea ce noi suntem, în realitate. În realitate, sinele nu este niciodată flămând. Ar putea să fie chiar atitudinea pe care v-am sugerat-o. Da, putem sesiza o anumită reacție la nivelul stomacului. Există o senzație de foame. Bun. De ce ar trebui să mă identific eu cu ființa flămândă, care imediat, instinctual, se duce să-și gătească ceva, să se... Da, este o senzație de foame. A apărut foamea. Și se acționează în sensul eliminării ei. Da? Și într-un mod foarte detașat, sigur, exact cum norii vin și pleacă, acest gând va veni și va pleca, pentru că tu acționezi corect, atenție, corect, fără implicări, pentru a
Da, stomacului ce e al stomacului și gata, ai terminat-o. Dar nu-ți mai fortifici acest sentiment al identității tale cu corpul fizic. Până la ajunge să uiți de fapt că sinele n-are nicio trebuință de genul acesta. Și așa stau lucrurile cu toate. Cu emoțiile, cu structura mentală. Aici este foarte greu să cuplăm dintr-o anumită perspectivă. Este foarte dificil pentru că noi avem tendința și în spiritualitate să facem ceva. Să continuăm să facem ceva. Bun, facem ceva, dar v-am spus, concret, tot ceea ce este făcut sau ceea ce se face, în realitate trebuie să punteze către subiect. Către starea de a fi. Creăm o condiție ajutându-ne de corp, creăm o condiție lăsând mintea deschisă, da? Fără gânduri, pentru ca în ultima instanță să sesizăm acel ceva inefabil care este sine. Și el apare. El apare. De fapt, el este. Deci, încerc să vă familiarizez în acest discurs, încerc să vă aduc la cunoștință faptul că noi avem deja totul. Noi suntem sinele, noi suntem cu Dumnezeu, noi suntem acea ființă pură, elevată, care nu se... care nu va fi regăsită într-un viitor, ci se află aici și acum, cu o singură condiție. Să ieșim din starea mentală care spunem că nu suntem acestea. Dacă reușim să ieșim din această schemă mentală, care ne-a fabricat întreaga existență de până acum, sigur că realitatea aceasta va străfulgera și rămânem cei care suntem, în această intimitate cu ființa noastră. Da. Și sigur că din această perspectivă se poate vedea că detașarea este o rezultantă firească a păstării acestui contact, non-reactivitatea emoțională este o rezultantă firească a acestui contact și păstrare, menținere în sine. Deci nu facem cum fac psihanaliștii care spun hai să vedem cu nu știu câte mii de tehnici să rezolvăm problema emoțională. De ce nu îl aruncăm într-o regresie în trecut în care să vadă cu ochii să-i deschiși ce a suferit și trauma aceea și în momentul acela îl facem conștient și printr-o anumită sucire de buton, gata, l-am rezolvat. Sunt tot felul de scheme, dar care fortifică de fapt ființa suferindă, ființa ignorantă, ființa separată. Nu vă imaginați că tehnicile de dezvoltare personală care pun foarte mult accent pe aceste echilibristici, pe dimensiunea egoului și a personalității, vor reuși să producă detenta în spațiul infinit al conștiinței de sine. Nu. În schimb, a rămâne tăcut, liniștit, atent. Asta este tot ce e de făcut. Și gradat veți vedea că ființa noastră se îmbibă, apare acea stare de a fi pur și simplu. Este singura noastră certitudine. Pornim de la această realitate. Această certitudine a conștiinței de sine. Ea irumpe când sigur mintea îi face loc. De-aia spune Patanjali chiar de la început. Yoga, încetarea fluctuațiilor mentale. Deci, venind la această definire, sigur că ne poate ajuta foarte mult demersul spiritual. Și se pot obține rezultate foarte rapide, fără scheme prefabricate, cu tot felul de condiții, cu parcă și cu dacă și cu parcă. Și toată viața noastră ar putea să fie integrată de așa natură încât să obiectiveze ființa reală. Contactul cu semenii să punteze către ființa reală. Făcutul mâncării să punteze către realitatea sinelui care este plenitudine, în care există deja totul. Și veți vedea că chiar și în situația în care nu ați avea de mâncare, această plenitudine a sinelui v-ar servi, nu veți trăi la limita aceasta a suferinței și a chinului paroxistic.